Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit în casa mea! Astăzi o să facem un tag, sau un tag, chemați-l cum vreți. Tagul meu este pentru o persoană specială pentru mine, care a intrat așa în sufletelul meu în ultimul timp. Ea este Alex, de pe canalul Alex Hayat. Vă invit să vă duceți să o vedeți, este fantastică. Eu o ador, îmi place mult de tot. La sfârșitul acestui video o să vorbim de giveaway. Deci rămâneți acolo pe fază, că la sfârșit o să vă spun toate secretele despre acest concurs. Deci, tagul este pentru Alex de pe canalul Alex Hayat. Și pentru cine vrea să-l facă? Haideți să începem cu întrebările. Am ales așa câteva, vreo 30 de întrebări care m-am gândit eu așa să fie mai simpatice, să nu mai plângem mereu noi pe tag-urile astea. Deci, ești gata pentru întrebări? Păi, de-aia sunt aici. Care este starea ta de relație acum? Sunt logodită. Am un prieten. Și doi copii. Cum vrei să mori? Durere mică sau ceva spectaculos? Păi, durere mică, ca să terminăm cu... să terminăm mai repede. Ce ai mâncat ultima dată? Ultima dată am mâncat o brioșă. Da, o brioșă. Îți rozi unghiile? Când eram mai mică, da, acum nu. Ai mâncat vreodată între timp ce conduceai? Da, odată am și niște poze în care mâncam chestiile de la Mac, conduceam cu cotul așa și cu aia la cartofiori și sandwich, a nebunie, chestii de obeji, chestiile astea se mănânci când conduci. Ți-e dor de cineva acum? Mie mi-e dor mereu de frățiorul meu care nu mai este. Ieri a fost pe 5, a fost ziua lui și l-am aici în sufletelul meu. Îl pup acolo sus unde este. Te faci des de râs, da? Mă fac cam mereu de râs, pentru că mă împiedic mereu și sunt așa gofă. Îmi cade chestiile de mână, mă împiedic, e o nebunie cu mine. Povestește un episod în care te-ai făcut de râs. Odată eram așa îmbrăcată cu o bluziță mai sexy și cu tocuri și mergeam toată, eram așa, mă simțeam frumoasă și a trebuit să atraversez strada și venea o mașină și m-am grăbit să trec că ăsta nu încetinea, nu se oprea și m-am împiedicat de bordură și am căzut și mi-au ieșit țâțele. Mi-au ieșit sân afară și nu știu cum m-am ridicat sus, așa, să mă acopăr că... Și genunchii mă durea de muream, dar eu n-am simțit durerea în momentul ăla pentru că eram ocupată să-mi așez, să-mi bag sutienul înapoi în bluză. A fost o mare nebunie. Am zis că mor, îmi venea să intru în pământ de rușine. Haideți cu următoarea întrebare. Îți e frică de Băianjen? Nu. Ce vei face în weekend? În weekend astăzi este vineri, mâine sâmbătă, deci astăzi mă duc la practică. Eu, după cum am spus mai de multe ori, sunt la facultate în științe infermieristice, adică asistență medicală cu facultate. Și astăzi mă duc la spital. Mâine și mâine după masă, după amiază, până la 9 seara, iar duminică mă duc la ziua la o prietenă, deci poate duminică dimineață îi duc pe ăștia mici la prânz undeva afară și cam atât. Următoarea întrebare. Ai sărutat pe cineva cu numele, cu litera G? Sunt cam bătrână, eu să mai mi-aduc aminte de chestiile astea. Cam George. George, bo, nu mai știu. Gigi. Parcă am fumat un iubițel care îl chema Gigi. Nu mai știu. Gheorghe. Goe. Bo, nu mi-aduc aminte.
Deci am scris eu întrebările astea și eu nu știu ce am scris aici. Primul loc unde ai fost, am fost să-i duc pe ea mici la școală. Păi ea mici, fata e mare, dar și pe ea o duc la școală, că nu vrea să meargă pe jos. Defectul tău cel mai mare, defectul meu cel mai mare este că nu reușesc să termin un regim alimentar. Asta e defectul meu cel mai mare, spun mereu că încep regimul, dieta, luni, marți, miercuri și joi mi-au foame de mor. Te-ai schimbat vreodată în mașină? Da, o grămadă de ori, dar nu așa de tot, măcar bluza sau... Mă văd că odată și pantaloni, da? Și odată și pantaloni. Mi-am pus bluza peste, m-am băgat pantaloni, mă nebunii. Ai mers vreodată nud în public? Da, când aveam vreun an, doi, la mare, la Mamaia. Mare nu, n-am fost niciodată goală pe drum. Crezi în destin? Nu. Destinul, zic eu mereu, că este cum ți-l faci tu, cum vrei tu să fii, pentru că eu cred că dacă tu te hotărăști să faci ceva în viața ta, e imposibil să nu ajungi acel obiectiv, bineînțeles să fie un obiectiv care se poate realiza, nu? Că îți dorești să zbori chestii care nu... Eu cred că tot ce vrei tu să faci în viața ta, poți să-l faci. Următoarea întrebare, îți place mâncarea chinezească? Da, îmi place foarte mult. Știi când e ziua tatălui tău? Tata e născut pe 26 august 1949. Ți-e frică de întuneric? Nu. Ai fost vreodată în America? Nu. Poți să păstrezi pantofii albi curați? Nu, clar că nu. Nici geanta albă eu nu o păstrez curată, pentru că sunt cam dezordonată, le arunc așa cam peste tot chestiile, nu prea mă am grijă de ele, sunt o dezordonată, recunosc. Dacă ai putea petrece o zi cu o celebritate, pe cine ai alege? Cine aș alege? Justin Bieber. Da, mie îmi place Justin Bieber, recunosc. Eu, femeie de 38 de ani, îmi place Justin Bieber. Da, uite cu Justin. Justin Bieber mi-ar place să petrec o zi. Cum mănânci puiul? Cu furculița și cuțitul sau cu mâinile? Eu mănânc puiul cu furculița și cuțitul. Nu sufăr să mi se lipească mâinile de puiul ăla de carne. Se face așa lipicios. Fă trei fețe caragioase. Aolo! Vezi, când am scris întrebările astea, m-am gândit că trebuie să le fac și eu. Una. Ca să-mi ceva de oriduri, așa. Și aia care îi place lui Mateo. Ce nebune. Așa, imită-te când ești la volan și cel din fața ta conduce prea încet. Chestia asta o poți să faci numai în italiană, pentru că românește îmi vine mai greu, deci pregătiți-vă. Guarda sto vrei, guarda questo. Ma sei svegliata la mattina, anda presto in giro a rompere le palle. Ma che palle! Oh, te devi andare a casa! Oh, devi andare a casa! Ma dove stai andando? Dacă ai fi o mașină, ce model ai prefera? Natural, trebuie să fiu un Hummer. Mie îmi place Hummer-ul, nebunesc după el. Un Hummer galben, roșu, așa, sau chiar și negru. Dar e o mașină vrea așa, supărăcioasă. Și aia mi-ar place mie să fiu. Nu pentru că eu sunt supărăcioasă. Nu. Pentru că îmi place mașina. Unde au femeile părul negru și creț? Am pus eu întrebarea asta? Păi da. Păi cred că... Unde au femeile părul negru și creț? Păi în Africa sunt părul negru și crețe, nu? Dacă ai putea să-ți alegi o superputere pe care să o ai tot restul vieții, ce ți-ai alege? Păi... Să fiu invizibilă. Pentru că așa să mă duc să văd, să ascult ce spun alții. Și aș putea să intru într-o bancă să iau bani. Dar banii n-ar fi invizibili. Deci cum...
Deci pot să intru în bancă, eu să iau banii nu pot, pentru că sunt invizibil bănuți. Deci nu-mi trebuie nimic, invizibilitate. Trebuie să aleg altă superputere. Păi aș alege să fug repede așa, ca să slăbesc. Următoarea întrebare, dacă te-ai întoarce în timp pe vremea când erai copil, ce sfat ai da? Să te duci la școală, mă mică. Că școala se face când ești mic și nu când ești bătrân. Și ultima întrebare. Ce ai luat cu tine într-un ce ai luat cu tine în desert? Un tip cu abilități excelente de supraviețuire sau un model playboy? Păi clar că unul cu abilități excelente, că pe ăla poate să devină, dacă e, dacă să murim de foame, mai bine unul care știe să facă focul, să facă de în desert. Deci desert nu e foc. Pe ce? În desert degeaba îți trebuie abilități, că nu e nimic. Deci la punctul ăsta mai bine unul de playboy, ca să murim fericiți. Acesta a fost tagul. Îmi pare bine că ați fost cu mine astăzi. Alex, te aștept cu tagul și pe tine. Și bineînțeles, cine vrea să-l facă, să trecem la giveaway. M-am gândit așa, să fac un concurs pentru cine vrea să slăbească. Deci, fiindcă eu sunt mereu în luptă cu greutatea, cu regimurile, așa cum am spus și mai înainte, m-am gândit să fac un concurs pentru, nu numai pentru cine trebuie să slăbească, acum o să vă spun tot. Primul premiu este 100 de euro. Poate să participe oricine, fete, băieți, cine vreți voi, care vor să piardă în greutate. Concursul începe de astăzi, care astăzi e 6 noiembrie, și se termină înscrierile pe 15 noiembrie. Trebuie să-mi trimiteți un video, un filmuleț de 10 secunde prin e-mail, nu o să-l arăt la nimeni. O să-mi arătați fața voastră și cum vă cântăriți, ca să văd greutatea. Îmi trimiteți măsurile cu greutatea, cu înălțimea, vârsta. Următoarele premii, sunt mai multe premiuțe, sunt pentru fetele care încurajează fetele care vor să piardă greutate, deci cele mai active, cele mai prezente pe grupul pe care o l-am creat, vor fi trase la sorți. Și avem primul premiu pentru aceste fete, o pensulică, vă le arăt așa mai repede ca să o teră, o brățară de la Jennifer Lopez, foarte drăguțică, 4 culori pentru păr, roz, mov, verde, adică să trecem prin păr și, dacă mi-a căzut, s-a rupt unga. Trecem prin păr, ce era oja, și să colorează părul și să spală, un ruj de la Kiko, de noua colecție, foarte mișto. S-a rupt unga lui Jennifer. Două oje, tot de la Kiko, un rimel și astea trei. Asta e pentru al doilea premiu, deci am spus, primul premiu 100 de euro pentru fetele care vor să slăbească și care îmi trimit video și așa mai departe. Și acest premiu este pentru fetele care, este pentru fata care este cea mai activă, care ajută fetele să slăbească în luna aceasta. Un alt este acesta pentru telefon. Toate astea e pentru al doilea premiu. Și al treilea premiu este unghiuțe, părfecuța, ojă cu sclipici, lac și pilă, ca să vă faceți unghiuțile, cum mi le fac eu. Deci am zis al treilea premiu. Și după aia o să avem încă, anul ăsta vreau să fiu moșul Crăciunul vostru. Deci primul premiu 100 de euro, al doilea premiu machiajele care vi le-am arătat, al treilea premiu kitul pentru unghii, al cincelea premiu ojele astea și
ăsta pentru ochi. Al șaselea premium, două oje și un ăsta pentru ochi. Premium 7, două de-astea și o chestie de-asta pentru ochi. Și al optelea premium, încă două oje și fartul pentru ochi. Deci ne-am înțeles. Ca să participați la acest concurs și pentru primul premiu și pentru următoare, pentru celelalte premii, trebuie să fiți înscriși la canalul YouTube, să fiți înscriși la blogul www.janinaitalianstyle.com, să dai un like la pagina Janina Italian Style și să intri în grupul pe care l-am creat, care îl cheamă Janina Italian Style. Și cam atât. Concursul, am zis, începe de astăzi, 6 noiembrie. Pentru primul premiu se termină pe 15 noiembrie, înscrierile. Concursul, deci, pentru slăbit avem timp cam o lună. Trebuie să slăbim 10% din greutatea noastră. După ce mi-ați trimis săptămâna asta, trimiteți-mi video pe e-mail ca să le văd și să le analizez bine. Celelalte fete să intre în grup, aceleași condiții, înscriere și așa mai departe. Și cam atât. Acesta este concursul. Sper că am fost destul de clară. Pentru orice problemă scrieți-mi. Vă urez o zi plăcută. Nu uitați să vă iubiți, să zâmbiți. Dacă video v-a plăcut, dați un like și ne vedem la următorul video. Ciao!